Dezbaterea reprezintă o manifestare a diferitelor pasiuni pe care le am, cum am spus, istorie, geopolitică, politică, filosofie. Pasionați de filozofie, istorie și geopolitică, Dragoș și Vladimir, elevi la două licee din Craiova, au ajuns anul trecut vicecampion la Praga la campionatul european de dezbateri. S-a concretizat un premiu din munca pe care am depus-o timp de 3 ani, atât ca trainer, atât ca debater, atât ca om care muncește și se interesează de lumea din jurul lui. Suntem toți foarte mândri de ceea ce am reușit să facem. Dacă în 2023 Ministerul Educației a suportat cheltuielile elevilor cu deplasările la concursuri, anul acesta nu mai susține munca tinerilor pasionați de dezbateri. Anul trecut au finanțat, ne-au dus și la Praga, ne-au dus și în Vietnam la campionatul mondial. Anul acesta, din păcate, nu avem colaborarea cu ministerul, nu s-a putut stabili. Aveam anumite lucruri plătite care normal că ne făceau viața mult mai ușoară. Adică să nu ai stresul ăsta financiar de trebuie să iau bilet de avion, trebuie să am bani ca să mă duc la competiția asta. Nu știu care, cum s-a ajuns la această problemă, eu cred că e totuși o scăpare din partea lor. Cred că domeniul acesta al debate-ului este relativ la început în România, sau cel puțin pentru minister așa, și de unde și această scăpare, această lipsă din calendar a unor competiții. În speranța că Ministerul Educației va reveni asupra deciziei sau că vor găsi o soluție pentru finanțarea deplasărilor, olimpicii continuă antrenamentele. Peste numai o săptămână vor pleca din nou la Praga la campionatul european, însă pe banii lor. Alături de ei, din lotul național de dezbateri, mai fac parte 3 tineri, din București, Cluj și Timișoara. De pregătirea lor se ocupă Asociația Română de Dezbateri, Oratorie și retorică. Antrenor le este Ilinca Berinde, care locuiește în Olanda, dar lucrează cu ei online. Odată pe lună, Ilinca vine în România să-i antreneze pe cei 5 olimpici. Copiii care ajung în loturile naționale și care ajung să participe la campionate europene sau mondiale fac multe, multe antrenamente. Și asta înseamnă de la antrenamente cu echipa, în care învață lucruri tehnice legate de dezbateri, cum să-și îmbunătățească analiza diferitelor argumente sau cum să gândească argumente astfel încât ele să fie convingătoare, până la faptul că joacă meciuri de antrenament între ei sau cu alte echipe din jurul lumii. Fără susținerea Ministerului Educației în astfel de competiții, elevii nu mai au nici dreptul la burse pentru premii internaționale.